Salutare fraților pirotehnici în România cu voi Astăzi am revenit cu aceste noi petarde Funkelschlag 3 Noutăți peste noutăți pe piața din România Ca să zic așa Și mai ales că sunt la categoria legale Dacă întoarcem pachetul Vedem aici categoria P1 Legală la noi în țară Fiind și aceasta pe lângă e 1 Și T1 Certificat european toate cele Ce să zic prea multe N-am ce să zic decât să trecem la Trebuie, ci care avea 25 de grame pe 10 bucăți, câte sunt aici, într-un pachet. Asta înseamnă 2 grame jumate pe bucată. Și avem două culori, verde și roșu, în mod normal. Hai să luăm și o bucată, eu deja am mai scos câte ceva. Așa, roșu, cam așa arată și pe în sine și tot ce scrie pe păi ea. Aici scrie clar 2,5 grame pe bucată, fire show importate sunt făcute în China ce să zic, vârstă, vârstă mai aici 18 ani, e logic pentru P1. Cred că flama este în fitil, o să vedem imediat testul și bineînțeles verificarea de gramaj. Hai să scoatem de fapt două bucăți, o să scoatem și verdele și dăm și una verde, dacă tot face treabă. Una verde și, da, uite cum e asta, asta verde are fitilul mai gros și asta la mai subțire, nu știu. Hai să o luăm pe asta fitilul gros și să testăm. Ar fi trebuit să testăm pe noapte, dar nu, acum asta e, le vom da și pe, și pe zi, da? Cred că o să se vadă că de flama, că nu e, aici nu bate soarele, e destul de, de bez, așa? Și hai să începem cu asta verde. Nu știu dacă bubuie, mă, cu scântei, cum ar trebui funchel și normal. Flama. și șlag 3. No, cam așa, înainte să vedem bubuitura, ca să zic așa, testul, la acestea o să încerc să le fac verificarea de gramaj. O să fie o verificare foarte grea pentru că au gips și atunci trebuie să tai cu grijă și să poți să scot cât de mult praf curat, da, fără pietricele, fără nu știu ce. Oricum, vedem așa, per total o să ne facem o o idee, să zic, da. Arată foarte bine, o să le vedeți și testul după aia. Roșii, verzi, o testez pe asta, o, o probez, am aici cântarul, am aici un păhărel, o să dăm drumul la cântarul, să punem paharul, o să luăm și o să încercăm, v-am spus, să scoatem cât se poate praf, praf curat. Da? Și eu sunt curios, bineînțeles, ce gramajare. Acum ideea e că, na, la aici scrie 2 grame jumate, dar eu nu știu dacă chinezii sau care le-au făcut să referă doar la praful acesta sau au luat în considerare și efectele, fitilul, că normal trebuie să iei doar praful de înăuntru. Dar nu contează. Hai să vedem cum sunt doar cu praful, da? Să vedem ce praf are până la urmă. Și după aia vedem și testul. Hai să vedem gramajul. Tara. Hai să vedem ce iese de aici. Ia să vedem. Mamă, 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 mamă. Să zic că e un dezastru. Sau nu? 0,42 de grame, fraților. Este... Este cam dezamăgitor. Aici avem cealaltă bucată. Da? Ia să vedem dacă se vede. Da, Uite. A mai rămas un pic de tot aici. Să vede clar că un pic de praf. Deci cam ăsta este pac. Gramajul, hai să zicem cu, cu, cât a mai rămas, poate. Na, poate un 0,5, dar nu are de unde 0,5. Hai să nu înflorim. Deci nu are jumătate de gram. Deci nu are jumătate de gram explozibil. O să mai desfac aici mai sus să vedem dacă, uite că s-a și stins. O să mai desfac aici mai sus să vedem dacă mai zice ceva. Și cam asta e, hai să vedem. Deci nu are nicio treabă, mai sus e numai gips, am mai desfăcut, am dat aici, n -ai, e beton. Deci ăla a fost gramajul, hai să vedem și efectul cu bubuitura. Flama. Bun. vezi că e bine. Nu s-ar fi văzut nicio scânteie. Deci cred că nu, nu e de scânteie. Am văzut că și arde flama în bine. Deci a durat ceva până a pocnit. I-ați văzut și gramajul, fraților, că am verificat deja una. Ar fi ieșit până în 0,5 grame. Adevărul că n-are mai mult, dar se aud bine. Eu zic că per total merită prețul. Undeva la 25 de lei pe 10 bucăți merită. Pentru cum sunt ele ca și design, flamă și tot, hai să zicem că merită. Hai cu laicul la forță. Hai de, lasă. Roșie. Acolo e iarba destul de mare, dar ea arde destul de intens. Au, 0,5 grame cu siguranță, au e bine, hai cu like